să distribuiți acest live. Toată lumea, toată lumea. Bogdan, te pup. Toru Moldoveanu, te pup. Vă pupă toți frații mei. Palmă mare, toată lumea care sunteți aici. Bă, vă pup. Dați câteva distribuiri. Că... Jolti Varga, te pup, fratele meu de la Târgu Mureș. Dați câteva distribuiri. Toți prietenii mei, toți prietenii mei, toți care mă iubiți, să dați distribuire. Vă rog frumos. Am văzut că a apărut un articol cu cine, cu te pup, Doru, cu finul meu, Jaga, Jaga Box. Ah, hai să vă spun ceva. Te pup, Ghiță. Deci, în primul și în primul rând, Jaga Box, de 4 luni sau de 5 luni, înjură tot orașul. A început cu cumătru meu Borciu. L-a înjurat pe Borciu de copii, alea, au făcut mare balamucă pe Facebook. L-am sunat, băi Jaga, nu ți rușine, mă? Îl înjur pe cumătru meu, îl înjur de copii, nu ți rușine, bă? În secunda asta să intri pe live și să-ți ceri scuze. O intra Jaga pe live, era dincolo prin Belgia, să droga pe acolo, vai de capul lui. O intrat, îmi cer scuze de la Borciu, că suntem familie toți, îmi cer scuze de la nașul Romi. Bun, am trecut peste astea. Omul e drogadier de prima calitate, nu știu de câte ori a fost internat în spitalul 6. Când am... văzut că el tot intră pe live-uri, că eu aș fi avut ceva cu soția lui. Bun, una peste alta, el, paranoic, deci el ce-o gândit, ireal, mă, frate, nu știu cum să vă explic. A început să-l înjure iară pe Borciu, pe Sandu Lungu, pe jumate din șmecherii de la Oradea, el în continuu e înjurat. Cu toată lumea vrea să facă interval, cu toată lumea vrea să se bată. Ăsta e Jaga. Mare smardoi, mare bătăuș, a venit acasă de 3 luni de zile în continuu. Vineri, sâmbătă, de câte ori bea și să droga, că e drogat de prima calitate. Omul intra pe live, pe Facebook, și începea să înjure, să mă înjure pe mine, să-l înjure pe Borciu, să-l înjure pe Sandu Lungu. Nu mai vreau să zic pe toți, mă, pe toți care el a avut chef, i-a înjurat pe toți. Bun. Sâmbătă, iar a început să înjure, săptămâna trecută. Ne-a sunat, băi, haide să ne întâlnim pe mine și pe vărul meu, pe Titi Remus. Cine dracu să-l bage în seamă? Am zis, hai mă, să mergem până la el acasă, să vorbim cu maică sau să vorbim cu frate, să-l potolească cineva, să-l interneze la spitalul 6. Bă, toți prietenii mei, suntem 133 de persoane, dați toată lumea distribuire. Deci ce-o scris Bihorel? Nu e adevărat, Jaga nu a mai vrut să bată pe cineva la ordinul meu sau nu există așa ceva. Jaga în viața lui nu a bătut pe nimeni, asta vă zic eu de la mine, doar bătaie o mâncat în continuu, peste tot unde s-a dus, ma bătaie a primit. No, bun, hai să trecem peste astea. Ne-am dus la el acasă, am făcut o poză acolo în fața casei, hai mă afară să vorbim. Omul nu era acasă. Ne-a, haideți, bă, la Peco, în Rom Petrol. Păi am zis, hai mă, să mergem până la Peco, la Rom Petrol, să stăm de vorbă, mă, cu Jaga, totuși e finul meu, e alea, hai bă, să vorbim cu el. Am mers la Rom Petrol, era acolo cu poliția.
striga pe acolo în gura mare, îl omor pe Rumi, îl omor pe Titi Remus. Am zis, dă-l mă dracului, mă, să nu-l băgăm în seamă, hai să mergem. Noi ne-am dus în treaba noastră și după 20 de minute, jumătate de oră, am zis, hai să mergem, mă, să cumpărăm un încărcător de la Amanet, de la cumnatul meu. Și când am intrat acolo, el era acolo. Și el ne-a atacat pe noi. Ne-a atacat, ne-am apărat. Ce vrea să facem? Ca să lăsăm pe Jaga să ne bată, să ne... Ce să ne facă? Ne-am apărat și l-am... Așa ne-am apărat că și-o luat Jaga bătaie. Ce mare brânză. Bun, dar hai că să trecem peste toate astea. Am fost arestat 24 de ore vina lui. Mă, dar... Stai mă, nu mai e Smart 2. Ai zis că te bați cu lungul. Ai zis că la Borciu îi faci nu știu ce. Tu cu toată lumea vrei să te bați, mă. Stai mă, că eu nu mai înțeleg. Să mergi tu la ziariști că ți-am dat eu ție cu bota în cap. Dar tu ești om ca să te bat cu bota? Nu mă, frate, am intrat noi la Amanet și tu ne-ai atacat. Ne-ai atacat și ne-am apărat. Cam despre asta e vorba. Lasă vrăjelile astea că o să scotă camerele de acolo și o să le pun pe Facebook să vadă toată lumea cum ne-ai atacat tu pe noi și după aia te-am bătut, frate, ne-am apărat și am plecat de acolo. Ești un pulanceu de meserie, mă, Jaga. Cum să chem tu, mă, poliția, mă, snașul tău, mă? Ai fost cu mine în școală, mă. Cum să mergi tu pe la ziariști, mă? Să faci tu show-uri din astea, să mergi pe la ziariști. Și-o scos 35 de zile de spitalizare. Bun, mă, fii sănătos. Ți-ai scos 35 de zile de spitalizare. Dar tu nu mai ești șmecăr. Nu mai Jaga Box. Nu mai alea. Ce se întâmplă? Păi tu mă atași pe mine și pe vărul meu, pe Titi Remus. Noi te calmăm. Și după aia mergi la poliție. Că ți-am dat cu bota în cap. Nu ți-i rușine, mă, golanule care ești. Băi, toți prietenii mei care sunteți aici, toată lumea să dați distribuiri, să vadă toată lumea acest live. Nu ce scrie Bihorel sau Bihoreanu, ăștia scrie ce vor ei. Am fost arestat, mă, din cauza. Au venit mascații acasă. Nu ți-i rușine, mă, ție, mă. Ce șmecher ești tu, mă? Ce băiat ești tu, mă? Să mă dai tu pe mine la poliție. Suntem și neamuri, mă. Cum să mă dai tu la poliție? Dacă tu de 4 luni știe toată lumea. Ne provoci pe noi, pe toți. Știi care a fost problema? Că nu te-a bătut Borciu, că nu l-am lăsat eu. Nu te-a băgat Sandu Lungu în seamă. Tu chiar ai crezut, visai cu ochii deschiși, că ești doi, că ești alea. Normal. Pe stradă că ne-ai atacat. Ești gunoi, mă. Ești un... Să mergi tu, mă, la ziariști. Să te plângi tu la ziariști. Ești un gunoi. Ești un bulangiu. Nu mai ești mardoi. Nu mai ești băiat. Ți-ai scos 35 de zile de spitalizare. Te lauzi pe la lume că spune avocatul care și nu știu ce. Ai dat-o în avocați, ai dat-o în ziariști. Nu, nu mai ești jarul ăla, Jaga, nu mai ești... Cine ai fost? Bă, ți-o spun frumos, nu am treabă cu tine. Cu mine ai terminat odată pentru totdeauna și să lăsăm poliția și procuratura să-și facă treaba. Că tu ai ales drumul ăsta. Tu ne-ai atacat și tu ai ales. O să vezi că noi am fost în legitimă apărare. Nu scrie în ziar că ai fost drogat, că ai fost beat, că ai fost înainte la PEC, te-ai luat cu poliția. Nu le scrie. Și ziariștii scrie doar ce vor.